Vreau să vă salut cu pacea Domnului și vă spun bine ați venit în locașul de închinare. Mă rog ca Dumnezeu să folosească timpul acesta spre slava Lui și pentru binele nostru. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură pentru cei care le avem. La Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1, am să dau citire la câteva versete, mai exacte la 11 versete. Fapte, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Am zis un titlu al meditației, Martorii mei. Mă gândeam la cântarea pe care a pregătit-o corul sub sora Mona, Martorii mei veți fi vestind în lumea întreagă, Martorii mei voi toți veți fi. Ce înseamnă să fii martor? Dacă privim spre apostoli, ei aveau un atu puternic. Noi suntem martori ai învierii lui. Ioan, de altă parte, spune ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre. Aceea vrem să vă spunem și vouă. Vă spunem pentru ca și voi să credeți și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui. Doamne, ajută-ne și pe noi, te rugăm. Martorii lui Hristos. Tot din Sfânta Scriptură știm că sunt martori adevărați și martori mincinoși. Aș putea spune despre unii care în tot ceea ce fac vor să fie proslăvit Domnul lor, iar despre ceilalți vorbesc, dar nu fac. Noi nu suntem dintre aceștia. Amin. Erau apostolii Domnului Hristos și erau în prezența Domnului Hristos. Și frământa gândul acesta, Doamne, până când? Acum? Este vremea? Chiar acum ai de gând să faci toate lucrurile acestea? Probabil că
aceeași întrebare ar fi bine să stăruiască și în viața noastră. Doamne, cât timp îmi mai acorzi? Mai este timp și pentru mine? Pentru că de multe ori recunoaștem lucrul acesta. Ești chemat să faci o lucrare și știu eu cum, din ce motiv, îți spui poate mâine. Și nu suntem siguri. Dacă mâine este a doua zi, sau mâine poate fi o zi îndepărtată, și într-o zi să constați că ai fi putut să faci și lucrul acela, dar nu l-ai făcut. Și Domnul să spună, este un păcat de omitere, puteai să faci și n-ai făcut. Domnul Hristos spune, eu sunt lumina lumii. Dar mai spune ceva, voi sunteți lumina lumii. Și vreau să privim spre noi, nu eu spre dumneavoastră, că arăt cu un deget spre noastră și cu 3-4 cel spre mine. Fiecare să privim în viața noastră, Doamne, lumina mea mai strălucește, lumina mea mai pâlpâie măcar, pentru că în bunătatea Lui El nu va stinge nici fitilul acela care mai fumegă puțin de El. El este gata să facă toate lucrurile noi. Sunt eu gata să las pe Dumnezeu să lucreze în viața mea? Martorii mei, cine este chemat să fie martor, iubiților? Lecțiunea de sabat de astăzi este minunată. Auziți, o fetiță, cum și copiii sunt chemați să fie martori ai lui Hristos? Și parcă Domnul ar vrea să ne vorbească astăzi, adevărat vă spun că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Copiii sunt chemați să fie martori ai lui Hristos. Dar tinerii sunt chemați? Un anume, Gedeon, Doamne, sunt cel mai neînsemnat, sunt așa de slab. De câte ori ne vedem așa, este așa, dragi tineri, neînsemnați. Și Domnul spune un cuvânt, du-te cu puterea pe care o ai. Ești gata să faci voia lui Dumnezeu? Ești gata să lucrezi în via Domnului? Martori pentru toate categoriile de vârstă. Probabil că unii dintre tineri se cred în șomaj. În via Domnului nu sunt șomeri. Probabil că unii mai în vârstă se văd pensionari. În via Domnului nu sunt pensionari. Voi toți sunteți martori ai mei. Faptele Apostolilor are 28 de capitole, dar este o epistolă neterminată. Capitolul 29 vrea să fie capitolul meu sau al dumneavoastră, al fiecăruia în parte. De ce? Simplu. Fără să vrei, Domnul spune, este o epistolă vie, citită în fiecare zi.
de cei cu care intri în contact. Și acum încă un gând, martori ai mei, unde? Am văzut cine poate fi martor, unde? Am putea spune în biserică sau în casă. Și, Doamne, fă ca întotdeauna să fim același. În biserică sau acasă, ca și în biserică, în societate, ca și în biserică, la locul de muncă, ca și în biserică. Martorii mei veți fi. Găsim în Luca, capitolul 4, un loc care spune așa despre Domnul Hristos. În ziua sabatului, după cum avea obicei, era acolo. Mă întreb, Doamne, cam la ce oră ai sosit Tu acolo? După ce a venit prezbiterul, după ce a venit pastorul, după ce au venit toți ceilalți, sau ai fost un pic mai matinal? Ce mă face să înțeleg că Domnul găsea lucrul acesta de făcut cu sfințenie este că atunci când era un copil spre tânăr, la 12 ani, când ajunge la templu, nu dorește parcă să mai plece, știind că acolo este templul lui Dumnezeu, casa tatălui meu. De ce m-ați căutat? Nu știați că sunt în casa tatălui meu, iubiții mei? O întrebare. Ce reprezintă pentru noi biserica? Păi, pentru unii, o dorință împlinită de o săptămână, abia aștept să fiu în casa Domnului. Pentru alții, merg și eu să mă întâlnesc cu frații. Doamne, aprinde în noi focul dragostei Tale pentru casa lui Dumnezeu. Va veni o vreme, și nu e departe, indiferent vârsta care o avem, viața trece așa de repede. L-aș întreba pe fratele Păinaru sau un frate mai în vârstă, fratele meu, când a trecut viața dumneavoastră, cum a trecut viața dumneavoastră, cât de lungă vi s-a părut? Și oamenii aceștia în vârstă dau crezare cuvântului, un abur care se vede puțin tel și apoi trece. Prea repede a trecut viața asta. Și atunci întreb, este timp de pierdut în viața aceasta? Nu este, iubiții mei. Viața trece repede și noi suntem trecători, zburăm. Martorii mei veți fi în orice loc, în casă, între vecini, în societate și până la marginile pământului. Ăsta umbla cu Iisus, spun unii. De unde îți dai seama? Vorbirea îl dă de gol. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Toată predica de pe muntea Domnului Hristos este o învățătură de fiecare zi pentru fiecare dintre noi, iubiții mei. Parcă dorind să accentueze importanța, ați auzit că s-a spus în vechime, repetă Domnul Hristos de câteva ori lucrul acesta, dar eu vă spun astăzi vouă,
Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm viața în fiecare zi. Pentru că fie că vrem, iubiții mei, fie că nu vrem, nu știm dacă ne va trimite cineva o citație, martor într-un proces. Suntem chemați să fim martori ai lui Hristos. Pentru aceasta vă invit să ne rugăm astăzi în mod deosebit. Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste biserică, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre noi. Fă să fim plini întotdeauna de Duhul Tău cel Sfânt. Câte cineva spune, n-am îndrăzneala asta să vorbesc și altora, cum o ai tu. Este posibil, este foarte posibil. Ce vreau să vă încurajez însă, fiecăruia Hristos a lăsat un dar. Un dar minunat. Un dar care trebuie perfecționat. Care trebuie dezvoltat. Darul nu este pentru mine, nu este pentru fiecare dintre dumneavoastră, darul este în folosul celorlalți. Și așa că aș vrea încă o rugăminte, Doamne, fă să descoperim care este darul cu care m-ai îmbrăcat, cu care m-ai înzestrat și fă să-l pun la lucru. Aș vrea să ne plecăm pe genunchi și am să vă dau câteva motive de rugăciune.